Italienii la zarabotcă în Moldova. Moldova, țara minunilor. Numai la noi ceea ce nu se vinde, se cumpără. Numai la noi doctorii oferă îngrijiri de calitate înaltă pacienților. Numai economiștii noștri fac practică de vară peste hotare. Numai la noi cu un salariu de 2000 de lei îți cumpere un Porsche Cayenne. De aceea vin italienii la noi la zarabotcă în Moldova. Anul 2011. Moldovanul îi întâlnește pe emigranții italieni la aeroportul din Cârnățeni. Bună! Cine e domnul Julito Macaroni? Dumneavoastră? Da, sigur. Eu sunt bosul, Vasea bosul. Ce oferte de muncă aveți? Oh, Julito, avem de toate. Avem săpat la suprafață, săpat la adâncime, avem săpat în beton, săpat în nisip. Ele sunt tare diferitos. Dar te ia la stagiere, ca să vă determinatos. Sau cum se spune acolo la voi italiană, la săptămâna de probă? Sono d'accordo. Ei, bun, măi, Julito. Uite, taxistul meu te va duce la Pechea Hotelul. A doua zi de lucru. Domnul boss, iar ați întârziat. Me scuze, senioro, cum să vă spun? La nostra seniorita furatos hainele Gucci de la piața Centruce. Me scuze. Băieți, gata de lucru. Așa că hai, băieți, să luăm lopețile, să adunăm hârletele, să săpăm noi minele. Vreau să sap, să sap până dimineață, să mă fac eu un cacioc, cu matrioștele să joc. După o săptămână de lucru în birou la 4 ace, Julito hotărăște să încheie un contract de muncă cu Vasea Bosu pentru 44 de zile, că totdeauna e sfârșitul lumii. Senor Vasea, eu cu mi amigos mucho voglio să fac ceva bună pentru esta țară. Esta o bellissimo țară și tare ospitaliero. Eu hotărito să ajutos vostra Moldova. Oh, bratan Julito! Și dacă tot ai acceptat propunerea noastră, îți facem un mic cadou, că așa ai primit la noi, la moldoveni. Un mic de tot. Un mic specific moldovenesc, animal de companie. Tu n-ai știut cât eu te-am dorit, te-am visat și acum te-am întâlnit. Am încredere în tine, că nu pleci de lângă mine. Am încredere în tine, de ce fugi de lângă mine? Julito și Vasea și-au ridicat o casă în satul Bojoren și-au deschis o fermă. Ia ca așa băieța ta e o temă. Au bote, au sote, vapoare și tractoare.